Eu pot să te înțeleg pe tine. Eu înțeleg atât de bine femeile. Da? De când? De unde? Am făcut femeiologie la facultate. Femeiologie? Da. Câți ani? Ani buni. Atenție! Andrei Bolocan, pentru prima dată în istoria vedetelor din Moldova, își oferă corpul pe post de spațiul publicitar. 3, 2, 1, cât mai aproape. Și acolo, Nata. Târgu mai dulce, super. Minunat, Nata. Dai seama, lumea astăzi toată seara o să uite la televizor încercând să ghicească ce-i cu murdărie pe la Andrei pe... Da, așa se întâmplă și cu Gorbaciov. Lumea gândea, dar ce acolo, ce companie are? Păi, serios, deci tu acum știi cum arăți? Cum? Pe un ușor. Pe un ușor, da? Serios, de la magazin? Super. Pentru că ușoarele toate au câte pecete, câte ștampile de astea. Cum nu dai tot la ouă ajungi în emisiunea sare și pe... Ulcioraș după ulcioraș și nu te mai oprești și trebuie să ții seama cât noaptea nu mergi transport public și trebuie să știi până dimineața să... Eram în emisie, nu? Stați o clip, că eu... Nu, eu sunt puternic, eu 40 de flotere am făcut. Băi, chestia asta e chinezească, serios. Hai, hai! Așa trebuie de apăsat! Super! Gata, Iron Man. Președintele Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski și arcașul Dan Olaru. Hai lumea să-și aducă aminte câți ani are Dan Olaru. Deja 16, deci vă dați seama, a îmbătrânit de când a participat la ultima, la prima lui olimpiadă, da? Da, ce am după spate. Un cuptor, Nata, e un cuptor. Ține, vin aici. Ne-a costat în jur de 24 de lei. Bravo! Stai că încerc eu, să apuc așa, așa, și ce fac? Nu știu ce încerc, cum fac. Eu văd că domnul Juravski spre ce pede. 1, 8! O dată mai sus, poftim, Andrei. S-au stricat. Pe aproape. Ia-ți drobit cercul. Super. O țară poate să trăiască și fără medalii, dar fără un popor sănătos, fără o generație cu educație înaltă și cu sănătate, cu modul sănătos de viață, este imposibil să ne dezvoltăm. Mai proaspătă decât ziua de ieri, trupa Veriga, la sare și piper. Să-i vedem. Nase ultima zi din restul vieții tale. Tu ești vocalistul formației Veriga și Roman, bine ați venit în emisiunea noastră, haideți să vă cunoaștem. Vă dați seama, se fac bani din asemenea muzică, asta e doar muzică frumoasă, dar noi se fac bani din altă muzică. Vrem să facem muzică. Vreți să cuceriți România, Rusia, Răzeniu? Găgăuzia. Nu v-ați gândit, voi vreți să trăiți clipa. Cu tine, chiar uneori e foarte interesant să vezi, mă încerc, nu fă așa, dă, ca reperi.